Un bărbat de 27 de ani din Brașov cu apucături sexuale ciudate a ajuns în spatele gratilor după ce s-ar fi autosatisfăcut în fața unor fetițe. El a ajuns în custodia polițiștilor după ce o mămică a reclamat acest fapt. 21 noiembrie, ora 12:30, bărbatul a ieșit într-un parc de pe strada Ștefan cel Mare, l-a alergat. La un moment dat a văzut două fetițe care se jucau la câțiva metri de mama lor. Nu a stat pe gânduri și a început să se autosatisfacă în fața copilelor. Colegii de la secția 5 Poliție Brașov au depistat un brașovean de 27 de ani cu un comportament suspect care alerga pe bulevardul Ștefan cel Mare din municipiul Brașov. Imediat după depistare, colegii mei au identificat în zona respectivă o doamnă care se afla în zonă împreună cu fetele ei de 10 și 14 ani, care au relatat faptul că acest tânăr le-a urmărit în zona parcului de pe bulevardul Ștefan cel Mare și a săvârșit în fața lor acte sexuale explicite, după care a fugit de la fața locului, fiind depistat de colegii mei. Imediat, tânărul a fost reținut și dus în arestul poliției. Cercetările au fost extinse, iar oamenii legii au aflat că bărbatul ar mai fi făcut același lucru în fața trei fete de 7 și 9 ani în scara unui bloc. Iar acesta nu a fost singurul incident. În vară, bărbatul a urmărit o fetiță de 7 ani până în scara unui bloc. Au intrat amândoi în lift și acesta a început să se autosatisfacă în fața copilei. Bărbatul are 27 de ani, este divorțat, are o fetiță de 7 ani și lucrează cu ziua pe unde apucă. Brașovenii care locuiesc în zonă s-au îngrozit când au aflat ce fel de oameni se plimbă printre copiii lor. Așa ceva e incalificabil, nu se poate în zilele noastre. Vă e teamă pentru nepoței că ar putea să vadă... Cum să nu, că mai sunt copii care vin singuri de la școală. Ce ar trebui să îi se întâmple unui astfel de om? La sanatoriu. Și sper să nu se întâmple. La niciun copil să nu se întâmple așa ceva și trebuie eliminat asemenea oameni, trebuie eliminat din zona parcurilor unde sunt copii mulți. La protecția copilului nu a ajuns nicio sesizare legată de astfel de fapte. Totuși, psihologii atrag atenția că micuții care sunt expuși unor astfel de incidente pot rămâne traumatizați. Expunerea unui copil la o conduită de tip exhibiționist, cum este cazul de care menționați, poate produce, deci nu este un mod obligatoriu să producă o traumă, poate produce traume, dar ele sunt foarte mascate, ele se pot asocia cu alte traume și în momente particulare ale existenței, ele pot recidiva în tot felul de comportamente mai mult sau mai puțin deviante, înțelegeți? Adică se creeze, de exemplu, un interes deosebit pentru zona sexualității, care este cumva în contradictoriu cu dezvoltarea psihosexuală a copilului. Bărbatul a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile pentru corupere sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor moravuri. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă să petreacă următorii 5 ani după gratii.